De teamă să nu fie evacuate, cadrele didactice de la Colegiul Tehnic din Timișoara stau de pază zi și noapte la intrarea în clădire. Din același motiv, săptămâna trecută s-au blocat în școală și i-au înfruntat pe reprezentanții primăriei, care au încercat să le mute cu forță. Acum, profesorii sunt supuși amenințărilor venite chiar din partea edilului șef al orașului, care este revoltat că nu-și poate pune în practică planul, acela de a le face loc elevilor și dascălilor de la Liceul de Arte. Primarul vrea să-i lovească pe profesorii neascultători, acolo unde îi doare cel mai tare, la bani. Salariile le-am putea plăti, numai că s-a epuizat fondul de salarii la Colegiul de Vest. Ar fi nevoie de o suplimentare. Primăria nu are obligația să le obține lor o suplimentare a fondului de salarii. O veți solicita? Pentru Colegiul Tehnic de Vest ne mai gândim dacă vom solicita. Chiar dacă situația este incertă, atât în ceea ce privește salariile profesorilor, cât și în ceea ce privește mutarea, activitatea de la Colegiul Tehnic se desfășoară în mod normal. Ba mai mult, locurile scoase la concurs pentru clasa a noua au fost ocupate în totalitate. Până la acest moment au reușit cele două licee, vorbim de un număr de 4 clase de a noua la Colegiul Tehnic de Vest care sunt realizate, respectiv 2 clase la Liceul de Arte. Sigur că între cele două licee există o diferență de 100 de copii, însă nu acesta este motivul care nu le-ar permite celor din ambele unități să facă o rocadă, să schimbe spațiul în care își desfășoară activitatea. Însă primarul vrea să-i lovească și mai tare pe profesorii care au îndrăznit să îi se opună. Nu se limitează doar la latura financiară, ci trece și la cea care ține de instanțele de judecată. Facem plângere penală, sunt în lucru aceste plângeri penale, la nivel de persoane fizice. Nu implicăm unitatea de învățământ, ci implicăm persoanele fizice care se fac vinovate, pe de o parte de obstrucționarea punerii în practică a unui act executoriu, cum este o hotărâre de Consiliul Local. Scandalul din jurul Colegiului Tehnic din Timișoara a izbucnit după ce, la propunerea primarului, consilierii locali au votat mutarea Liceului de Arte Plastice în locul Colegiului Tehnic. Conform aceleiași decizii, Colegiul Tehnic ar trebui să se mute în incinta Școlii Generale numărul 9, locație refuzată în repetate rânduri de cei de la Arte, care funcționează într-o clădire retrocedată și cărora locația le-a fost alocată inițial în urmă cu 2 ani, tot printr-o hotărâre de Consiliul Local.